Biserica Ortodoxă s-a aflat astăzi în duminica a 16-a după Rusalii. În cadrul Sfintei Liturghii a fost citit pasajul din Evanghelia după Matei în care este relatată pilda talanților. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie, oficiată în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Preafericirea sa a afirmat în cuvântul de învățătură că înmulțirea talanților este binele pe care îl facem oamenilor din jurul nostru. De asemenea, Părintele Patriarh Daniel a explicat că pilda talanților se referă atât la viața spirituală sau duhovnicească a oamenilor, cât și la cea pământească. Evanghelia aceasta, duminica 16-a după Rusalii, cheamă pe toți la mulțirea talanților sau a calităților proprii. Și această mulțire a talanților se face pentru a simți bucuria pe care o dăruiește Hristos Domnul celor harnici și darnici. Pilda talanților are foarte multe înțelesuri duhovnicești și se referă nu numai la viața duhovnicească, ci și la viața umană în general, la bucuria de a fi roditor și de a dezvolta sau de a cultiva talentul ori propriile calități și a le pune în slujba semenilor. În mod deosebit, remarcăm că Dumnezeu diferențiază darurile. Nu dăruiește tuturor oamenilor același număr de talanți. Unora le dăruiește mai puțin, iar altora le dăruiește mai mulți. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu cunoaște puterea fiecăruia dintre oameni de a mulți talanții. Și în același timp dorește ca oamenii să conlucreze și să ajute din proprie inițiativă pe cei care au nevoie de ajutorul lor. Cu alte cuvinte, în viața oamenilor, darurile sau talentele sunt distribuite și diversificate. Nu toți oamenii au aceeași inclinație pentru aceeași meserie, de pildă. Deci, complementaritatea darurilor este o bază solidă pentru organizarea cooperării și solidarității între oameni, dar și pentru a fi apreciată bogăția talentelor deosebite, dăruite oamenilor de Dumnezeu, dăruitorul. Părintele Patriarh Daniel a mai evidențiat că darurile primite de la Dumnezeu sunt însoțite de responsabilitate. Evanghelia ne mai învață că primirea darurilor este însoțită de responsabilitate față de ele. Darurile sau talentele distribuite în mod diferit ca număr, fel și intensitate sunt purtătoare de bucurie, dar și purtătoare de responsabilitate. Dacă darurile primite de un om prin nașterea sa după trup sau prin nașterea sa după Duhul, adică la botez, au fost înmulțite prin efort personal, ele aduc bucurie. Însă dacă darurile primite de fiecare om nu sunt înmulțite prin efort creator liber, ele implică responsabilitate, deoarece aceste daruri sunt primite de la Dumnezeu, nu hotărâte de propria voință a omului care le-a primit. Darurile sau talentele sunt oferite Dumnezeu oamenilor pentru a fi cultivate și înmulțite în folosul celor mulți, adică al comunității umane. Prin urmare, cei ce nu înmulțesc darurile primite de la Dumnezeu dăruitorul vor pierde lumina și bucuria comuniunii cu El, după cum ne spune Evanghelia când zice: iar pe sluga netrebnică aruncați-o în întunericul cel mai din afară. Întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat că Dumnezeu nu cere ca omul să înmulțească talanții mai presus de puterea sa, ci în mod proporțional cu ceea ce a primit. Cel ce a primit 5 a câștigat încă 5. Cel ce a primit 2 a înmulțit talanții și a ajuns să aibă 4 talanți. Adică a dublat. Deci totul a fost proporțional, dar acest principiu al proporționalității este însă răsplătit cu plinătatea bucuriei, fiindcă și cel ce a făcut din 5 talanți 10 și cel ce a făcut din 2 talanți 4 primesc aceeași răsplată. Plinătatea bucuriei
comuniunii cu Dumnezeu. Bine slugă, bună și credincioasă, peste puține daruri ai fost credincios, peste multe te voi pune. Adică, întrucât ai mulțit darurile primite în timpul vieții pământești, îți voi dărui mai multe daruri în viața cerească, pentru că această venire, după vreme îndelungată, a stăpânului talanților, ca să facă socoteală cu slugile sale sau cu slujitorii săi, înseamnă evaluarea de către dreptul judecător a libertății omului, privind înmulțirea sau neînmulțirea darurilor primite. Cu alte cuvinte, darurile nu sunt date pentru ca omul să se laude cu ele, ci să le mulțească prin punerea lor în folosul celor mulți, celor care au nevoie de ajutorul semenilor. Biserica Ortodoxă i-a pomenit duminica aceasta pe Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei și pe Sfânta Teodora Împărăteasa.